Ponturi și pariuri din Champions League pentru azi, dragi prieteni, vorbim despre Milan, Dortmund, Manchester City, Leipzig și Young Boys, Steaua, Roșie, Belgrad. Așadar, începem cu prima partidă, City vs. Leipzig, două echipe calificate mai departe în optimile Champions League. În mod normal ar trebui să avem o partidă liniștită, mai ales că la centru este un suedez Clen Nimber, care acordă destul de greu cartonașul galben. Are o medie de 3,4 cartonașe galbene pe meci în această competiție, iar în tur s-au acordat doar uh, 3 cartonașe galbene atunci când meciul era mult uh, mai important. Așadar, mizez aici pe un sub 3,5 cartonașe galbene la o cotă de 1,60. Și trec mai departe la duelul dintre Milan și Dortmund. Dragi prieteni, o grupă extrem, extrem de echilibrată. Oricine poate accede mai departe în optimile Champions League, chiar dacă este pe primul sau pe locul 4 în această grupă. Așadar, meci agresiv ar trebui să fie un meci chiar decisiv acesta și la centrul terenului este arbitrul nostru român Ijvan Kovac care în Champions League în 23 de partide a scos cartonașul roșu de 5 ori iar cartonașul galben l-a scos în medie de 5,7 ori la fiecare 90 de minute scurse. Media de faulturi sancționate în Champions League de Ijvan Kovac este de 26 per joc, așa că voi miza aici pe un peste 23,5 faulturi comise în meci la o cotă frumoasă de 1,55 pe care sincer o recomand ca pontul zilei. Și ajungem mai departe la duelul dintre Young Boy și Steaua Roșie Belgrad. Aici încă se dispută locul de Europa League în 16-mile de finală. Cine accede mai departe, un meci extrem de important, dar am observat că Young Boys a făcut pasul la offside în tur și a surprins-o pe steaua roșie de 5 ori în poziție neregulamentară de joc, fără ca uh, la rândul său Young Boys să fie sancționată vreodată în offside. De aceea aici merg la un... Uh, 1x, x2 practic, x2 la offside-uri, așadar Steaua Roșie fie va avea mai multe offside-uri, fie uh, se va termina la egalitate la capitolul offside uri uh, sancționate. Cota este de 1.30 pentru handicap la offside-uri. Așa arată biletul zilei, dragi prieteni. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permite să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. Înclin.